Există în inima Dobrogei un drum șerpuit care duce către cel mai frumos loc din acest ținut. Pare a fi un peisaj de poveste în care secretele și misterele așteaptă să fie dezvăluite. Splendoarea lui te copleșește încă din momentul în care a apărut primul gigant calcaros. Zidurile calcaroase pe care le vedeți în jurul meu s-au născut acum câteva miliarde de ani. Atât le-a trebuit să ajungă la formele și dimensiunile spectaculoase pe care le vedeți acum. Ele vor fi de altfel și ghizii noștri pe tot parcursul traseului, pentru că știu cel mai bine ce s-a întâmplat aici. În această zonă liniștită, unde vântul este unicul martor al existenței uriașilor de calcar, apar din când în când intruși. Sunt turmele de animale care traversează rezervația și calcă în picioare speciile rare de plante. Marea problemă este că turmele de animale care pășunează în zona cheilor Dobrogei distrug speciile rare de plante care se află aici în zonă. Pe viitor există riscul ca vegetația să dispară definitiv, lăsând calcarele dezbrăcate de învelișul lor confortabil. Aproape 600 de specii de plante mediteraneene și de stepă își au casa în cheile Dobrogei. Tufărișurile de tip mediteranean cresc numai în văile puțin adânci, precum aici. Este locul care le priește cel mai tare, datorită umezelii. Vișinul turcesc tronează pe culmile puțin mai însorite, pentru că îi place mai mult căldura, aproape de silvostepe și pădurile xerofile din rezervație. În zonele mai uscate se întinde vegetația de stepă, cu ierburi dese, rezistente la secetă, gustoase și sățioase, și deci atât de căutate de turmele de animale. Câțiva ciulini au strâns harnicele albine pe lângă ei, în căutare de polen. Pietrele de la cheile Dobrogei au o poveste milenară, care așteaptă să fie spusă oricărui trecător dornic să o afle. Pe această stepă dominată de calcar, în urmă cu câteva milioane de ani, mamuții, rinocerii lânoși și leii se plimbau nestingheriți pe aceste platouri în căutare de hrană. Odată cu glaciațiunea, au dispărut, înghițiți fiind de schimbările climatice. Dovezi ale existenței giganților de altădată se află tot în pietre, în fosilele descoperite aici, în peșterile de la cheile Dobrogei. Acum, zona este populată de popândăi, care ies din bârlogurile lor în căutare de hrană. Vremea frumoasă îi îndeamnă la joacă încă de la răsăritul soarelui. Reptilele stau ascunse bine în așteptarea prăzii. Pe undeva printre ierburi tremură și câțiva iepuri și șoareci de câmp. Apar însă din ce în ce mai des gâștele, pescărușii, ciorile și berzele. Ele și șoimii, care dau câte un ocol de fileului în căutare de hrană. Delimitat de platourile calcaroase și greu încercat de seceta din ultimii ani, curge liniștit firavul fir de apă, Valea Miresei. Drumul lui este lung și întortocheat, șerpuind timid prin defileul cheilor. Pe traseul lui, 14 peșteri îi apără malurile, oferind bun ascunziș pentru vietățile din zonă. Ascunsă de ochii trecătorilor, peștera la izvor ține în măruntaiele ei colonii întregi de lilieci, care ies la lumină doar în căutare de hrană. Este una dintre cele mai cunoscute speologilor care au reușit să o cerceteze în amănunt. Mergând mai departe pe Valea Cheilor, privirea trecătorului este furată de giganții de calcar, aflați aici din vremuri neștiute. Sunt depozite omogene, groase, predispuse la carstificare. Trupurile lor iau forme din cele mai neobișnuite și domină împrejurimile cu măreția lor. Calcarele de aici sunt din Jurasic și Cretacic, iar înălțimea lor poate ajunge chiar și până la 30 de metri. Mare atenție dacă le escaladați, pentru că pot fi înșelătoare și alunecoase. Printre pâlnii, potcoave și piramide, forme pe care le poți vedea doar aici, se află și două turnuri de strajă de milioane de ani. Localnicii le numesc Moșul și Baba. Dacă vă uitați cu atenție la cele două stânci din spatele meu, o să vă dați seama și de unde le vine numele. Practic, stânca mai mare este Moșul, care o ține delicat la pieptul lui pe Baba. Apa și vântul sunt cele care au dus la sculptarea formelor spectaculoase ale acestor două stânci, care stau de strajă aici, la cheile Dobrogei. De altfel, întreaga zonă a fost supusă unui amplu proces de eroziune care a dus la crearea văilor și a cheilor.